Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un tort de post, Bounty, un tort mai dietetic, care nu conține zahăr, dar la care se poate adăuga pentru cei care doresc mai dulce. Este un tort fără coacere, care se face foarte simplu și la care vă voi lăsa, ca de obicei, ingredientele în descriere, sub video, dar pe care le voi aminti și acum. Pentru început vom pune într-o tigaie antiaderentă sau cu fundul mai gros 100 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, am folosit eu. Am pus și o lingură de cacao pentru că ciocolata era cu lapte și eu am vrut să fie mai amăruie. Am adăugat 100 de grame de cremă de cocos, doar partea tare, sau puteți folosi chiar lapte de cocos, dar la fel să fie doar partea aceea tare de deasupra. Puneți la frigider și colectați doar partea tare. Lăsăm să se topească ciocolata, amestecăm constant. Într-un bol vom pune 300 de grame de biscuiți de post, din aceia populari, pe care îi mărunțim într-un chopper sau într-un blender și turnăm peste ei ciocolata topită cu laptele de cocos. Apoi amestecăm foarte bine. Ce am dorit să amintesc, puteți adăuga o aromă de vanilie, merge cel mai bine la acest tort. Puteți adăuga și în compoziția de biscuiți, dar și în crema pe care o vom face după aceea. Eu amestec mai bine așa cu mâinile și am pus aproximativ 7 linguri de lapte, dar acum depinde de biscuiții pe care îi veți folosi. Puneți până la 100 de mililitri de lapte lichid, pentru că această compoziție la frigider se va întări și nu trebuie să fie foarte, foarte tare, deci trebuie să fie să o putem tăia. Vom pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunea de 22 de centimetri în diametru. Vom presa foarte bine cu degetele sau cu fundul unui pahar și lăsăm deoparte blatul de biscuiți. Într-o tigaie antiaderentă sau într-o oală, la fel cu fundul mai gros, vom pune laptele. Eu am folosit în total 800 de mililitri de lapte, dar nu l-am pus pe tot pe foc, deci am mai lăsat și în această cană gradată aproximativ 200 de mililitri, în care am adăugat 80 de grame de amidon alimentar, folosiți de porumb, tapioca sau chiar griș, puteți folosi. Și am adăugat și un îndulcitor. Eu am folosit 15 grame de pudră de stevia. Am amestecat bine și am pus compoziția peste laptele care a început să fiarbă. Apoi am lăsat să fiarbă până compoziția s-a îngroșat și am adăugat și 200 de grame de fulgi de cocos și am mai fiert aproximativ 2-3 minute. Ce am dorit să amintesc, puneți și o aromă, așa cum am amintit, vanilie. Aromă de vanilie merge cel mai bine la acest tort și gustați din compoziție și vedeți dacă vă place cât de dulce este, ca să o faceți pe gustul vostru, pentru că la mine a fost nu atât de dulce această cremă. După ce o turnăm peste blat, întindem și omogenizăm să fie uniform. Iar apoi, la fel, pe foc mediu vom pune 100 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, am folosit eu, și la fel 100 de grame de cremă de cocos sau lapte din acela mai gros, doar partea tare de deasupra. Am lăsat să se topească foarte bine ciocolata. Amestecăm constant și când ciocolata s-a topit, o vom turna peste crema pe care am făcut-o anterior și la fel vom aplatiza foarte bine, vom întinde și acest strat de ciocolată.
Dacă doriți mai multă ciocolată, puteți să puneți până la 150 de grame dacă doriți ca acest strat să fie mai gros de ciocolată. Eu am pus și pe margine fulgi de cocos, apoi l-am lăsat să se răcească complet și l-am dat la frigider peste noapte, dar puteți să lăsați minim 2 ore la frigider. Când l-am scos din formă, l-am decorat cu bucățele din acestea de ciocolată Bounty făcută în casă. O să vă pun cât de curând rețeta și la această ciocolată Bounty. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!